Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Adevărul Tulburătoare. Acum peste 2500 de ani, aici, în spațiul românesc de astăzi, un om cu totul ieșit din comun a produs o revoluție spirituală. A venit cu un mesaj care a generat efecte secole și secole după el. Din perspectiva istoricului Dan Oltean, apariția zalmoxianismului sau al zamolxianismului și al lui Zalmoxe ar fi localizată la sfârșitul secolului 7, începutul secolului 6, înainte de Hristos, în zona Dobrogei. Sunt multe argumente pe care istoricul Dan Oltean le prezintă în cartea sa Religia dacilor în acest sens. Vom vorbi astăzi despre religia getodacilor, despre zamoxianism, împreună cu domnul general în rezervă Mircea Chelaru, fost șef al statului major al armatei române și unul dintre cei mai dedicați cercetători ai spiritualității noastre strămoșești, a istoriei getodacilor. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație și bine că ați punctat și partea a doua, care mă califică în a avea credibilitate în ceea ce urmează să spunem. Nu calitatea mea de fost șef al statului major general, nici de studiile mele aplicat profesional militare, ci tocmai cercetarea din ultimii 20 și, iată, exact de când am început, 24 de ani. O viață, domn. De când am identificat, am redescoperit o lume de anumite deloc înțeleasă mie până atunci, din Orientul Mijlociu, când am identificat la sugestia unor băștinași, a unor autohtoni a Orientului Mijlociu, nu urme, unii spun urme, nu, amprente definitive, concludente, eu le spun cicatrice în piatră. O cicatrice în piatră nu poate, sub nicio formă, să eludeze adevărul, dar la rândul nu poate vindeca minciuna purtată și care este transferată din glasul pietrei în elucubrația cuvintelor măsluite. Și atunci mi-am pus o întrebare. Dacă totuși mi s-a oferit șansa să ajung la o sursă anume. Și din multele sau puținele contacte, zvonuri ale ancestralității mele, ale origini mele, au dreptul de a fi, sau mi se relevă că pot fi aprofundate, de ce n-aș face-o? Și a început acea bătălie de interpretare, de ajungere la resurse, de cunoaștere, nu de interpretare proprie, deci de interpretare încrucișată a mai multor tipuri de izvoare. Și iată, în cele din urmă, după 25 de ani aproape, avem constante, definitive, avem convingeri irefutabile și trăim aceste convingeri într-un adevăr pe care noi trebuie să-l redăm cu serenissimă detașare, fără să producem istericale, fără să cădem în patologii ieftine, fără a produce argumentări inutile, ci exactitatea argumentului, finisarea informației și punerea în discuția publică în rațional, în logică, care îmbinate cu artefactele și mai ales cu explozia informațională pe domeniu în ultimii cel puțin 10 ani de zile, să recuperăm ce, dragul meu? Pe de o parte, un adevăr care a fost pur și simplu maltratat. Maltratat de neștiuitori sau superficiali. Ucis de răuvoitori și de prea bine știutori a ceea ce am însemnat și, nu în ultimul rând, batjocorit de cei care încă
practică cu voluptate antiromânismul. Ei, atât cele trei elemente care m-au determinat să generez cât mi-a stat în putere. Credibilizarea surselor, rezultatelor cercetărilor de substanță și preluarea lor în câmpul, încă o dată, în câmpul de identificare a adevărului public. Că degeaba vorbim între noi, domnul Roxin, dragul meu prieten, trebuie să ieșim din alveolele noastre căutătoare, să ieșim cu adevărata producție de diamant științific, să arătăm pe înțelesul oamenilor de ce trebuie să se reconforteze, e foarte important ce vă spun, să se reconforteze ca valoare etică, morală, existențială în interiorul acestui popor, ținând cont de unde vin, cine sunt cu adevărat și de ce resudarea, recaptarea, repunerea cap la cap a trunchiului cu rădăcina este o necesitate și aș vrea să o spun direct celor care știu că urmăresc această misiune, este o obligație de a o introduce într-o strategie națională de recompunere pe verticală a timpului a demnității națiunii noastre. E foarte corect ce spuneți. Deci, din punctul ăsta de vedere, mă bucură că mă aflu aici. O să lăsăm mai mult timp argumentelor, pentru că nu omul Zal sau Zamol este cel care l-a spus în discuție aici. A spus, a apărut un om și așa mai departe. Da, a existat și omul Zamolxian. Sigur că da, dar este mai a existat mult. Și omul Zamolxian ca urmare a existenței tuturor reprezentanților cultelor sau reprezentării modelului religios din această lume. Dumnezeu pentru budiști a fost Buddha. Pentru perși a fost Zoroastru, dar a fost om. Preluând conceptul și ideea sub forma numelui. Da. De aceea intru direct în acest subiect, studiind foarte atent și pe domnul Dan Oltean. Am studiat și misteriile pe care le dezvoltă. Traducerile tăblițelor, fie că sunt de la Tărtăria, fie că sunt în scrisurile de pe oul de la Corbii de Piatră, fie că sunt, unii spun că sunt numai niște coordonate geografice sau că, dacă vreți, niște calcule de intersecție teritorială, apropo de Grecia, de la Coseuți, momentul trecerii marilor turme prin vadul respectiv. Toate lucrurile acestea au o noimă, dar preluate din aproape în aproape și evoluând și cercetarea, dar mai ales explozia de informație a celor nou găsite de la Qumran până la ceea ce s-a găsit acum în peștera de la Cioclovina, desenele rupestre datate de către specialiștii francezi, și bine că au venit ei cu spaniolii și italienii, ca să nu spună că noi am mistificat ceva. Datate ca fiind cu 38.000 de ani înainte de Hristos. Deci omul a existat la noi pe pământul acesta cu 38 de... Coliboaia. La Coliboaia. Coliboaia. Așa, scuzați-mă, Coliboaia. Mulțumesc mult. Deci la Coliboaia sunt aceleași prezențe inteligente și cu gust rafinat artistic și cu reprezentarea formidabilă a obiectului sau ființei fotografiate prin spațiu mental în grafia manuală și pusă pe un perete. Ați văzut cât de fidele sunt? Da. Și coloristic. E bine, vreau să vă întreb ceva. Înseamnă că acei oameni aveau puterea de a reflecta. Având puterea de a reflecta, ei trebuiau să-și răspundă la întrebările. Cine sunt? De unde vin? Unde mă duc? Modul de a găsi răspuns la aceste trei întrebări liniare produc explicațiile teologice
teosofice sau filozofice. În cazul acesta, zamolxianismul, și de aici o să discutăm mai departe cum a fost el perceput de istorici, de negustori, de oameni de știință, zamolxianismul este conceptul civilizațiilor lemuriano, arimo, dacogetice, începând din adâncimea Lemuriei, anul 70.000 înainte de Hristos, deci în epoca veche a Paleolitic. Din punct de vedere oficial, acest lucru nu este acceptat. Nu este oficial acceptat, dar a se reține că dacă el era atât de bine consolidat în mileniul, deci să spunem, secolul 20-23 înainte de Hristos, deci în două milenii și ceva înainte de Hristos, dacă atât de bine era consolidat, pentru a se consolida un principiu ideatic, o filozofie de viață, un concept religios, ai nevoie în spate încă de tot atâția mii de ani. Ceea ce înseamnă creștinul de astăzi și prin câte a trecut, i-au trebuit atât de mult pentru a ajunge la o formă esențializată a acelei forme de gândire. Deci, din acest punct de vedere, zamolxianismul este un concept de interpretare, dar și de aplicare a continuității existenței vieții într-un spațiu văzut și unul intuit. Și acum întrebarea. Izvoarele grecești vorbesc despre personajul Zamolxis sau Zamolxis, adică aici este o discuție, dar o facem mai încolo. Noi să mergem pe aceea, vorba aceea, pe ce se scrie. Da. Și exact pe locul și rolul simbolurilor, pentru că literele pe care le spunem noi astăzi, atunci au fost doar simboluri. Linia, cercul, linia. Aceea vreau să vă întreb. Din perspectiva dumneavoastră, personajul Zamolxis a fost un om anume care s-a îndumnezeit sau este o calitate spirituală care a fost pe linie inițiatică, poate purtată, au fost mai mulți Zamolxis sau Zamolxis în cursul timpului, iar cel despre care vorbesc sursele istorice este cel care a produs reforma pe care o cunoaștem noi astăzi și care a ajuns în religia getodacilor și care a făcut pe ei nemuritori. Pentru că punctul e o discuție zero, și legat de Pitagora, da, dacă adevăr a fost zero, sau nu discipul lui Pitagora. Punctul zero, păi asta m-a și determinat, dumneavoastră știți probabil că ați intrat puțin în intimitatea cercetărilor mele, pentru că am descoperit în 1993 o lucrare, Zamolxe, citisem în 1981-82 Zamolxe a lui Busuceanu și influențele sale în Peninsula Iberică. Deci toate urmele zamolxiene ale principiului cosmogonic zamolxian, pentru că zamolxianismul înseamnă și interpretarea afacerii lumii, a principiului cosmogonic, nu numai a reprezentării religioase a celui care ne guvernează existența. O lucrare de excepție, o lucrare care pur și simplu n-am înțeles-o atunci. Mult mai târziu am înțeles-o. E bine, am descoperit în 1993 o lucrare tot despre Zamolxe, a unei doamne Crăița, îmi scap acum prenumele, să mă iertă. Nu mi-a spus la întrebare. Imediat vă spun că Zamolxe atât era dat, a fost un sclav al lui Pitagora, care, pregătit de către Pitagora și eliberat în cele din urmă cu toate cunoștințele acestuia, avea să se întoarcă înapoi în zona Hiperborei a geților și acolo, preluând tehnicile eschatologice ale tanatologiei prelucrate, avea să dispară 3 ani de zile într-o pește și întors înapoi a venit cu legile zamolxiene și a rânduielilor unei societăți, să spunem, teocratice. Nimic mai fals. Din studiile aprofundate, cercetărilor aplicate,
pe cel puțin la ora actuală, zic că 70% din tot ce s-a scris despre Pitagora și i s-a atribuit lui, le-am studiat. Am luat întreaga suită de lucrări ale lui Porfir Alexandrinu, ale discipolilor pitagoreici, inclusiv ultimul dintre ei, trecând prin Parmenide, Platon și Aristotel, în secolii de aur, în cele 3506 legi morale și politice ale lui Pitagora, nu este consemnat nicăieri că există un Zamolxe care ar fi fost sclavul lui. Și acum, monsior să scrie, monsior să citește. Ce avem aici? Herodot. Da, haideți să răspundem la întrebare privată și apoi să venim la nume și... Imediat. Aici vreau să vă aduc. Dar am să vă dau răspunsul direct. În urma studiilor de semiotică, semiotica însemnând reprezentarea simbolurilor, cum se manifestă el în mental și ce reprezentare noțională capătă în capul fiecărui om. În urma studiilor de semiotică am avut 7 ani de zile căderea și șederea numai pe cele 3 puncte fundamentale, care nu pot fi interpretate de om, nu pot fi înțelese de om, ca urmare a identificării trinomului imposibilităților în oracolele caldene. Punctul nimicul, linia infinitului și cercul perfecțiunea. Nimicul, infinitul și perfecțiunea nu pot fi înțelese de om și nu sunt accesibile omului. Aici am identificat, și de aceea vă spun, de ce îmi susțin verdictul care vi-l dau acum. Dacă Zamolxe, ca și preot interpretat, ca și ființă umană, era promotorul vieții eterne, a nemuririi, atenție, nu a învierii, a nemuririi. Și vă mai amintiți tot într-o emisiune la dumneavoastră, am atras atenția că nemurirea, fie și ca și concept, este superioară învierii. Pentru că odată ce ești nemuritor, n-ai din ce să mai reînvii. Aici este elementul care trebuie bine și atent discutat, relația între spirit și principiul nemuririi și trup, care este trecător, și necesitatea recuperării trupului prin înviere. Aceasta, aici aduc următorul argument și cu asta vă dau răspunsul definitiv la întrebare. Zamolxianismul este forma reprezentată în gândirea religioasă a continuității instantanee a existenței în urma creației făcute de Dumnezeu unul. Zamolxismul este credința religioasă, aș spune, absolută, pentru că el absolutizează existența doar a lui Unu, nu a lui Mono. Uniteismul este practicat de Zamolxe ca cel ce are în simultaneitate atât existența fizică temporară și existența spirituală permanentă. Avea să spun într-un loc anume, într-un citat, ce este trupul decât vasul pe care îl aurim într-una, în sensul perfecționării, unde se lășuiește eternul suflet din Dumnezeu. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta este esența zamolxiană. Modul de abordare, pe etape diferite, pe transferarea zamolxianismului rostit în cel înscris de către cei care, cărora le-a rămas doar frânturi din ceea ce ei memorau. Și să nu mă lăsați să plec de aici până nu o să facem expresia fidelă a relației între civilizația veche a memoriei și rostirii față de civilizația post-pitagoreică,
a scrisului, atenție, și a recompunerii din amintire a ceea ce înseamnă în scrisurile istorice. Da, va trebui să ne oprim pentru pauza publicitară aici. Înainte însă de a intra în pauza de publicitate, vă invit să revedeți teaserul filmului artistic Zalmoxis, pentru că vreau să discutăm și despre acest proiect împreună cu domnul general Mircea Chelaru. Așadar, 3 minute, vă invit să vedeți acest teaser. Este un proiect care este foarte important să fie realizat. Eu estimez că vom începe filmările în septembrie acest an. Le vom continua până în vara anului 2018 și în iarna 2018-2019 vom lansa acest film care sper să ajungă numai în România, ci în mai multe țări, să putem prin intermediul lui să aducem pentru un public foarte mare lucrurile importante despre religia zalmoxiană, dar și despre perioada de acum peste 2500 de ani. Vă invit așadar să vedeți teaserul filmului Zalmoxis și ne întoarcem în câteva minute. Am revenit și continuăm discuția despre zalmoxianism împreună cu domnul general Mircea Chelaru. Înainte de pauza publicitară, ați văzut teaserul filmului artistic și vreau să îl întreb pe domnul general Mircea Chelaru cum îi se pare acest proiect, cât de important îi se pare și cu siguranță domnia sa poate să ne ajute într-un fel sau altul, cel puțin din punct de vedere al informațiilor în baza cercetărilor pe care le-a făcut. Însă, înainte de asta, am o surpriză de 30 de secunde, pentru că am lansat un prim casting pentru războinici pe care să-i folosim în film și pot să vă spun că reacția a fost extraordinară. Am primit peste 300 de propuneri din țară, de la oameni diverși, de la sportivi de performanță până la animatori care participă la lupte cu daci și romani și care au experiență. Și pot să vă spun că ceea ce veți vedea acum în aceste 30-40 de secunde poate să pară un casting făcut la Hollywood. Ce vedeți este impresionant și reprezintă doar o mică parte dintre cei care au potențial pentru a intra în film ca figurație specială sau unii chiar să joace rolul. Ca să nu greșiți, da. Nu ca să nu greșiți, poate ca să și augmentați această calitate, vă stau la dispoziție ca și consultant armurier, nu numai atâta, ca și cel care știe și a făcut studiul aprofundat al tehnicilor de luptă la acea vreme, pentru că am făcut istoria artei militare în adâncuri până în prezent, și mai ales maestru de ceremonii în organizarea unei bătălii. Bun, perfect. Haideți să vedem scurt filmuleț de 40 de secunde și revenim la discuție. Am revenit. Cum vi se pare dumneavoastră
acest proiect. Sigur că este foarte greu de făcut. Necesarul pentru realizarea acestui film depășește 1.000.000 de euro. E nevoie de foarte multe resurse, de specialiști pe toate direcțiile, de la consultanți pe zona de istorie și așa mai departe, până la cei mai buni operatori, actori de primă mână. Avem susținerea acestui proiect din partea domnului Vișan. Ce-am spus înainte, eu vin voluntar. Vă garantez. Voluntar. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, cu toate eforturile acestea, nu este o problemă de orgoliu personal sau vreau să las eu în urma mea un film cu... Nu. Este o abordare de înaltă conștiință național-patriotică. Și aici nu se pune problema că ar trebui sau nu făcut. Nu. Este obligatoriu. Este imperios necesar. Încă o dată, așa cum am spus, ca adevărurile recuperate, decantate, să fie puse într-o formă de masă. Acest marketing al adevărului este necesar. Nu trebuie să mai ținem în cutiuțele Vaticanului sau în mințele cercetătorilor și să ne adunăm între noi și să ne aplaudăm pentru extraordinara descoperire și organizare ideatică. Nu, trebuie să ieșim la lumina percepției publice. Și pentru asta vă ferici cu sinceritate. Însă trebuie să fim atenți ca să nu cădem dintr-o eroare în alta. Și ceea ce trebuie să dăm trebuie să fie ca și un index al istoriei noastre vechi în care să nu mai încapă sau după care toate celelalte definiții, să spunem, eterogene sau deviaționiste să cadă în fața acestui adevăr expus și bine rostit în formă artistică, dar în spatele căruia există numai știință. Iată de ce fericit treaba aceasta. Mai mult decât atât, abordarea zamolxianismului, eu îi spun zamolxie pentru că am argumente foarte importante. Pentru că dar am rugăminte, foarte pe scurt, și apoi continuați cu asta, pentru că, și mă interesează și pe mine, da, pentru documentarea istorică, pentru că eu scriu scenariul acestui film. V-am întrebat și ați fost oarecum clar, dar nu cred că pentru telespectatori. Zamolxis sau Zamolxis a fost un singur om care a produs această revoluție spirituală sau el vine pe o linie inițiatică, este unul dintre mai mulți purtători de cunoaștere zalmoxiană, să spunem un fel de Zalmoxis 10, Zalmoxis 3. Deci, dragul meu, principiul nemuririi este lanțul înmulțirii, care în limba veche are următoarea trecere. Xa, viața eternă, mo, trecerea perfectă. Xa-mo, xa-mo, xa-mo. Trecerile perfecte între viața văzută și cea eternă, nu vă sună xa-mo, xa? Modul cum se pune în față și se transformă de xa în za, e o chestiune de tehnologie lingvistică, nu are loc să o punem aici. De aceea, cel ce dirigează ca lider suprem principiul nemuririi, Xamoxa, în ardeas în moxa, moaxele, tumulii din care se pleacă în eternitate, era Zamolxe. Deci era un Zamolxu, cum spune domnul Stanislav Stepanovski, al Dabija. Era Zurazu Zamolxu, cel ce menține eternitatea vieții într-un cel de soare. Și el a intrat în descrierea tăblițelor de la Sinaia, cu cheia limbii vechi, armânii, a misienilor, care erau considerați cei mai apri susținători ai zamolxianismului în această zonă hiperboreană. Iată o altă formă de cercetare superbă care pune la bază ce cheia unei limbi bătrâne. Se numește limba bătrână, limba veche a armânilor. Din acest punct de vedere, Zamolxe putea să se numească oricare din liderii dubli, atenție, dubli, administrativi și religioși, care într-un târziu desprinde, desface partea administrativă regală, respectiv regele, cu cel ce era deținătorul
legilor creației și a nemuririi. Acel deținător al legilor, am aici cartea, Legile lui Zamolxe, a lui Carlos Lundius, cine poate, reamintim telespectatorilor, că sunt cunoscute cele 10 legi ale lui Dumnezeu păstrate prin taina zamolxiană. Nu porunci, cele 10 legi zamolxiene. Ni sunt date nouă românilor prin lucrarea lui Carolus Lundius, cel mai mare... Deci în această carte sunt precizate clar cele 10 cele... sau reies din context? Nu, reies din context. Deci prima lege din context, știți care este? Legea lui 1. Legea lui 1, el 1, și spune aici, care este cauză sieș. El este cauza fără de cauză. Începutul absolut. Iată ce interpretare superioară. Într-un târziu filozofii au ajuns la această concluzie și au spus-o prin secolul 16-17 sau puțin mai înainte alții, cauza sui, cauza sieș. Ori prima lege era determinată de interpretarea lui 1, cel fără de început și fără de sfârșit, cauză sieși creației și cel ce a generat toate câte sunt într-una singură. Asta este prima. Ei, deținătorul celor 10 legi pe care le-am interpretat în urma unui studiu reluat și pe alte tipuri similare. O să găsim în Carlo Troia, o să vedeți dumneavoastră aici, o să găsim în Iordanes, o să găsim în Magnus Gotus, toate trimitele care îngemânează și duce la o concluzie. Că legile erau împărțite în două calupuri. Și aceste două calupuri erau legile obligatorii pentru toți ale lui Dumnezeu coborătoare, deci erau legile creației, și sunt 5 legi ale creației, ca și cele 5 elemente, ca și, și culorile luminii și vibrațiile cosmice, și cele 5 legi ridicătoare, care sunt ale omului fiu lui Dumnezeu pentru îndumnezeire. Cine avea taina aceasta? S-a dat marelui preot de altar, deținătorul celor 10 legi, care se numea Dece Neos, 10 legi. Deci cine ajungea să fie deținătorul tainelor și organizării societății în funcție de cele 10 legi, era un deceneu. Cine era conducătorul Zurazu și el era expresia apărării principiului unicității, era un ce? Un zamolxis. E foarte interesant, pentru că iată despre deceneu se spune că și el a fost considerat zeu și din ce spuneți dumneavoastră și pare logic și de bun simț să credem că marii preoți ai getodacilor erau purtătorii acestui principiu zamolxian, exact. Și ei erau într-un anumit fel unși, ca să spunem așa, ca... Recunoscuți pentru că ei erau ridicați prin inițiere mitraică. Dumneavoastră îmi spuneți că aici, în timpul ăsta, să expun câteva lucruri exacte. Deci fac enunțurile. În spatele lor sunt zeci, sute și mii de argumente. Tot ce v-am spus aici în spate sunt, dacă vreți, 10 ore de conferință, punct cu punct, pentru a ajunge la această concluzie. Deci vă imit doar concluziile aici. Cineva o să spună, aberează și ăsta, a spus-o aici. Nu, în spate sunt argumentele științifice și demonstrate de științele moderne. Surpriza pentru detractorii noștri e că am luat și tot ce enunțăm mai departe sunt demonstrații ale celor mai înalte, de vârf, științe ale umanității, ale zilei de astăzi. Inclusiv al cincilea element, care este elementul lui Dumnezeu, în ordinea ridicării la daci, era eterul, corespunzător culorii albe. Iată că se caută acum, prin laboratoarele CERN, să se aducă la particula lui Dumnezeu. Ei bine, acel bozon era cunoscut fiind particula suficientă sieși. Așa spune. El ce a descoperit din sine, sinea. Deci Dumnezeu în sine nu poate fi cunoscut. El se prezintă prin creația sa care este sinea lui Dumnezeu. Iar ceea ce vedem noi este numai o părticică pe care Dumnezeu a lăsat-o prin fulgerul suprem, adică creația luminată. Lumina este creația lui Dumnezeu și conform Bibliei, este făcută undeva
la porunca lui Dumnezeu, să fie lumină. În concluzie, starea este alta decât cea a luminii. Ori strămoșii noștri zamolxieni spuneau că toate cele câte sunt nu aparțin omului în înțelegere, ci numai minții, și sublinez, minții supreme. Ori mintea supremă e ca și un computer universal care se conectează datorită puterii dumitale de a te ridica în spiritualitate conform celor cinci legi ridicătoare, se conectează mintea fiecăruia ca la un server suprem și de-abia atunci intri în dialogul ideatic în dumnezeit. Deci cam dacă poți să fac comparația asta a modelului modern, un celular se conectează la un computer sau în altă parte pe baza a ce? A frecvenței cu care el intră în rezonanță sau intră în compatibilitate. Dacă eu, așa cum spunea vechea lege, nu mă perfecționez, iar la noi înseamnă ce? A te ridica către Dumnezeu înseamnă să devii asemen lui. Adică atât de mult trebuie să te ridici încât să fii asemen lui, dar niciodată el. Și asta este ultima lege, că niciodată tu, fiu al lui Dumnezeu, nu-l poți substitui pe Dumnezeu, pentru că tu nu poți să înțelegi niciodată nimicul, infinitul și perfecțiunea. Ori din aceste trei simboluri apare întreaga creație a scrierilor simbolice, fractura liniilor înseamnă punct, mărimea fracturilor dă un sens al dezvoltării, cercurile sau cele derivate din cercuri te duc la a înțelege dacă ești aproape de perfect sau nu. De aceea, dragul meu, a vorbi despre zamolxianism înseamnă a vorbi despre începutul de interpretare în capabilitatea creației lui Dumnezeu, respectiv omul, începutul de interpretare în mentalul reprezentativ al omului, acelui ce este sine. Mi s-ar părea interesant discutat în această emisiune și următorul aspect. Se știe, conform dovezilor istorice, că odată cu răspândirea zamolxianismului în Europa, popoare din Spania până în nordul continentului s-au hrănit cu această spiritualitate. Cu toate acestea, Imperiul Roman, pornind și de la interzicerea pronunțării cuvântului geta, a pornit, se pare, mai târziu prin Biserica de la Roma, o campanie pentru anihilarea acestei credințe. Cred că ea, într-un anumit fel, continuă și astăzi, pentru că sunt convins că la nivelele cele mai înalte se cunoaște puterea, semnificația și care ar fi consecințele trezirii conștiinței celor care încă se află conectați la câmpul morfogenetic al spațiului tracogetodacic și că o reînviere a acestei credințe sau acestor principii poate să fie un pericol pentru planurile globale care există astăzi. Vi se pare că e o speculație neacoperită sau ar fi... Nu. Într-adevăr, intrăm pe terenul speculațiilor, însă eu vreau să rămân în interiorul cercetării științifice și argumentului științific, dar există un adevăr științific, există și un adevăr religios. Conform adevărului religios, soarele se învârtea în jurul pământului. Și pentru asta, Galileo Galilei era să-și piardă viața, nerefuzându-și riscul de a spune e pur si move. Deci adevărul religios și cel științific nu sunt întotdeauna mână-mână. Ce este știința? Este opozabilă totalmente religiei? Nu. Nu. Este opozabilă dogmei. A falsului religios care intră în dogmă. Ce este dogma? Dog și ma. Ceea ce închide neverosimil capabilitatea omului de a cunoaște
Și aici o spunem către telespectatorii noștri ca o definiție pe care mi-am impus-o în gnoză. Știți foarte bine că noi practicăm de mulți ani de zile gnoza cogaion, gnoza care înseamnă cunoașterea prin legitățile prime, primare, cele venite prin zamolxianism. Ei bine, găsim în zamolxianism capacitatea infinită a omului de cunoaștere. Nu crede și nu cerceta. Am ajuns și am interpretat corect acest crede și nu mai cerceta, pentru că spune în legea veche că încercând să cercetezi și să înțelegi cele trei lucruri inadmise, te smintești, adică ați ieși din minte. Mintea și smintirea sunt cele două lucruri absolut opozabile. Ce îți spune legea veche să nu mai cercetezi și ia-le ca un dat? Nimicul, infinitul și perfectul. Astea nu pot aparține minții umane. De ce? Pentru că ele aparțin numai lui Unu, Creatorul, iar Dumnezeu nu poate fi nici înțeles și nici cunoscut. El trebuie doar acceptat. Asta este concluzia pe care vă pun pe masă. Ce este în spate? Sunt iarăși vreo 15 ani de studii pentru a ajunge la această formulare. De aceea, Dumnezeu, în marea sa iubire, pentru propria sa creație, asemănătoare sieși, i-a dat dreptul în interiorul infinitului să cerceteze până la infinit. Dar niciodată până în sine. De aceea știința, ce înseamnă? Înseamnă tocmai jertfa omului de a cunoaște cât mai mult și cât mai aproape de Dumnezeu. Și am definit. Știința este îndemnul permanent al lui Dumnezeu către oameni de a se apropia de El. Pentru că mai avem doar 2-3 minute, ce considerați că mai fi important de spus, sintetizat așa? 1. O spune Herodot în această carte minunată publicată în 1909 de către Nicolae Iorga. Este o traducere din vechea elină de către un călugăr grec aflat la mănăstirea Coșula. Și de aceea această traducere este atât de autentică încât ea nu mai poate fi rafistolată și interpretată de nimeni. Ce spune această traducere? Prin Herodot la Istorii 4:96. Așadar, nu trebuie să credeți pe aceștia ce spun că Zamolxi a fost sclav la Pitagora. Se socotesc acum cu mai vechi să fi fost de mult Zamolxi decât Pitagora, iar de a fost vreun bozu Zamolxis, adică vreun altul numit Zamolxis, bucură-se, adică fie de bine. Iar aceștia, supuise de dare, merge și el împreună cu o altă oaste, ce cea mergătoare și continuă ideea. Deci ce spune Herodot după ce analizează? Poveștile alea care ar fi fost sclav și mai departe? Nu, el spune căci cu mult înainte de Pitagora a fost Zamolxul, iar de a fost vreo unul numit așa, să se bucure. De ce? El avea conceptul clar în minte, cum avea să scrie mai departe, așadar vă zic eu vouă că Zamolxis n-a fost nici om, nici zeu. E foarte interesant lucrul ăsta, pentru că vine adevăr și... Asta m-a determinat pe mine să întreb, că foarte multe vin în întrebarea corectă. Măi, dacă n-a fost nici om, nici zeu, ce putea să fie? Și atunci am venit ideea a principiului și am căutat 12 ani de zile să găsesc cele trei elemente a unui principiu. Starea, mișcarea și rezultatul. E foarte greu. Și am ajuns, după 12 ani de cercetări, la această concentrare a principiului nemuririi prin lansul celor trei trepte care face obiectul unei alte conferințe, a celor trei trepte ale zamolxianismului, care înseamnă baza, mijlocul și capul, respectiv înseamnă starea umanității, mentalul umanității și amândouă toate concentrarea înapoi în unul, după definiția căci Dumnezeu cel ce se împarte în toate, deci noi suntem împărțire de Dumnezeu în noi, în toate El se adună și devine doar unul.
Acesta este zamolxianismul, cel ce generează conceptul uniteismului și din acest concept al uniteismului au apărut monoteismele. Pentru că și budismul e mono, și rabinismul e mono, și mahomadismul este mono, monoteist, nu? Da. Ei, dar toate vin din sursa fundamentală pe care o găsim în Orient, în învățătura eseilor. Vă mulțumesc foarte mult, ar trebui continuată discuția, e clar că nici 10% nu s-a spus din ce se putea spune. Înainte de a vă ura o seară bună și o săptămână și mai bună, vreau să vă anunț că pe data de 15 martie, de la ora 19, sunteți invitați la o conferință specială susținută de domnul profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan. O conferință cu numele Călătorie în lumea de dincolo, experimente la granița vieții. Vine foarte bine după această discuție despre nemurirea și zamoxianism. Conferința are loc la sala Dales pe 15 martie de la ora 19. Sala Dales este în apropiere de Intercontinental. Cei care doriți să fiți siguri că veți găsi bilete, vă invit ca în zilele următoare să treceți pe la sala Dales. Chiar la intrare este un anticariat unde veți găsi biletele la această conferință. Așadar, 15 martie, ora 19, momentul începerii conferinței, deci veniți mai repede. Dumitru Constantin Dulcan, cel care a investigat de mulți ani experimente la granița vieții și a stat de vorbă cu oamenii care s-au întors din lumea de dincolo, să-i spunem așa, cu impresii, cu viziuni, cu mărturii. E o conferință la care puteți iniția discuții cu conferențiarul și puteți afla lucruri foarte interesante. Așadar, 15 martie, ora 19, sala Dales din București, conferința Călătorie în lumea de dincolo cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Mulțumesc încă o dată, o seară bună tuturor! Domnul profesor general doctor. General doctor, medic, da. Prietenul nostru, da. Toate cele bune!